Bună, dragilor! Bună suflete frumoase! Vin astăzi către voi cu o etalare într-o singură variantă de răspuns și încercăm să vedem ce iese în viitorul apropiat, între voi și o anumită persoană, sau doar pentru voi, vedem ce apare. Dacă titlul vi s-a potrivit, probabil că sunt aici mesaje care vă sunt adresate. Dacă nu, asta e. Ne auzim data viitoare țineți totuși cont și de faptul că aceste etalări sunt etalări colective, etalări generale, care se pot potrivi într-o oarecare măsură cu situația în care voi vă aflați în acest moment. Deci nu sunt etalări personale, personalizate, ci generale, la modul colectiv vorbim. Uneori posibil ca unii dintre voi să vă regăsiți parțial, altădată E posibil să vă regăsiți chiar 100%. Depinde a cui energie este mai puternică, depinde... depinde. Tarotul este un, un mister <laughs> pentru toată lumea, cred. Bun. Haideți să vedem ce mesaje pot apărea în perioada următoare. Sper că mi s-a conectat microfonul, că tot îmi face figuri. Microfonul încă e bun, dar uh, face un contact imperfect undeva și uneori merge, uneori nu. Deși eu îl văd cu... Că ar fi aprins, dar. na. Bun. Voi și o anumită persoană, sau doar pentru voi. Ce avem aici? Ciclicitate. Ceva ce se tot repetă. Ceva ce se tot repetă. Ce ajunge la capăt, ce aproape de final și totuși uh, vă învârtiți așa cum va încerca. Repetați anumite situații. Sau opa. Și avem aici o carte care s-a lipit nici nu mi-am dat seama. Sexualitate, mm, asta vă oferă un soi de stabilitate, ce interesant. Pentru că avem numărul 6 și avem numărul 4, probabil că unii dintre voi vă învârtiți așa încerc în aceeași relație, adică e aceeași relație, aceea, aceeași tipologie, da, atrageți același stil de oameni, același fel de oameni. Persoane foarte atractive. Ori voi atrageți persoane atractive, ori voi sunteți atractive. E un soi de atractivitate aici, dar uh, același tipar, da? Ceva se tot repetă. Ok, hai să vedem ce legătură au, care-i treaba, vedem mai departe. Creăm povestea. Copilul interior, probabil că pentru unii dintre voi uh, e posibil să aibă de-a face, da, și cu copilăria voastră, să aibă de-a face cu. Uh, Oh, iau uite și un șarpe aici, acum l-am văzut. Rivalitate, dușmani, atrageți prin felul vostru de a fi, prin uh, un anumit tipar, un anumit soi de oameni. Adică văd două situații aici, pentru unii e posibil să fie aceeași relație. Da, și vă tot întoarceți la același partener în continuu, deși ceva probabil că acolo nu e ok, dar vă tot întoarceți. Iar pentru alții dintre voi, chiar dacă ați schimbat partenerul, parcă cumva e același tip de om, e aceea și cumva recunoașteți în celălalt ceea ce ați avut în exul sau na, persoana din trecutul vostru. O să mă adresez voi ca fiind partea feminină, dar dacă sunteți domni, o să mai și inversez uneori rolul. Dar dacă sunteți domni, o să vă rog din suflet să inversați doar da, rolul, pentru că n-am ce să fac. Ia să vedem. Numărul 34, care vorbește mie aici despre o iluzie, despre un vis, despre o dorință și doar un ajutor angelic sau un miracol vă poate împlini această dorință, cam așa simțiți voi în acest moment. Că ceva se poate întâmpla miraculos sau că așteptați un miracol, așteptați ca lucrurile să se schimbe, dar într-un mod așa miraculos cumva. Hmm. Interesante mesajele voastre, deocamdată. Să vedem ce alte. Numărul 17. Speranță. Speranță. Persoane credincioase aici, din câte văd, sau persoane care au um, o creștere spirituală destul de, de înaltă, de. foarte mult ne vorbește despre um, divinitate. Divinitate despre lucrurile astea. Și iarăși. Ciclicitate, de două ori văd cuvântul ciclicitate. Da, se tot repetă ceva. Mm. Bun, mai departe. Hai să mai vedem. Hai să vedem un mesaj din partea unei ființe iubite. Ce ar putea apărea. S -s -s, uh. Petrece timp de calitate împreună. A vă asculta unul pe celălalt și a vorbi unul cu celălalt. Și aici, iarăși, avem un 46, deci un 10, aici avem un 10. Cumva asta simt în, în energia voastră: că vă tot întoarceți la aceeași persoană, că reveniți mereu, că aceeași persoană se tot întoarce la voi sau că trecutul, uh, vă cheamă cumva. Nu, nu puteți să renunțați, deși unii dintre voi probabil că ați vrea sau este o persoană pe care o cunoașteți de foarte mult timp și ați trecut prin multe chestii împreună prin multe, multe sau vă învârtiți în cerc Da ciclicitatea asta e bună și nu e un fel de rutină, e o chestie cu care te-ai obișnuit deja, fi bună, cofi rea tu te-ai obișnuit, te obișnuit și te-ai obișnuit așa cumva să să repeți aceeași situație sau același tipar Bun, voi în perioada următoare, împreună cu cineva. Și o să las cărțile să cadă, deși le tai, da? O să le las să cadă. Au de iarăși, numărul 17. Speranța, speranța că totul va fi bine, speranța că vei întâlni iubire sau vei avea parte de iubire, speranța că ți se va face dreptate la un moment dat. Um, că cineva se va gândi serios la o anumită situație, că cineva te va aborda într-un mod diferit un nou început aici, multă, multă pasiune, dar și suferință. Deci, cumva, este o atracție între tine și cineva. Mare, foarte mare atracție. Și vezi tu, este iubire, pentru că am regele de cupe. Dar sunt momente de pauză aici cu eremitul, momente de pauză. Și avem șasele de cupe. Eu. 3 de cupe, 6 de cupe, 5 de, de, monede. Când aveți pauză, când nu mai vorbiți, când vă împăcați, a, când vă împăcați, parcă se, se reaprinde așa o pasiune în voi, totul e bine și frumos, până când, iau de împăcare, separare, nu neapărat separare, cât uh, momente de pauză, când nimic nu se întâmplă, da? când poate celălalt intră așa în... Uh, într-o perioadă în care nu știi ce e cu el, nu știi ce vrea, nu știi ce-și ce dorește, sau poate voi faceți asta, că poate fi și invers, da, când nu mai știi ce vrei, când nu mai știi ce-ți dorești, când și apoi iarăși îți place persoana respectivă, soarele, o bucurie aici, o explozie de bucurie și șaptele de băte, o bucurie, o luptă, da, ceva pentru care tu ai luptat foarte mult de-a lungul timpului și ai avut parte de succes, ai avut parte de împlinire, de bucurie. Ce mesaje și iară șasele de cupe, când bine, când rău. Când bine, când rău. Chiar dacă ați trecut prin momente grele, pentru că cinciul de monede vine cu greutate. O fi financiară, o fi de care o fi o lipsă aici. În cinciul de monede e o lipsă. Da? Lipsește ceva. Ori lipsa celuilalt, ori simți lipsa celuilalt, pentru că avem un șase de cupe, dar e posibil să simți lipsa celuilalt. Când te bucuri de prezența lui sau a ei, când te simți așa părăsit, abandonat, ai grijă la adicții totuși. Nu am văzut Diavolul sau nicio carte momentan în care să-mi arate lucrul ăsta, dar simt că ești cumva dependent, sufletește, atașat prea mult de această persoană, de cineva, de cineva din trecutul tău posibil. Da? E o adicție aici, e o dependență, așa, parcă numai persoana asta îți poate aduce ție bucurie sau numai situația asta e ceva ce te obsedează într-un fel sau altul uh, hm. și lupți lupți, 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 nu te lași nicicum, la distanță poate pentru unii dintre voi să fie la distanță sau sunteți Iau pra... de diavolul ce am zis mai devreme uh, da, parcă e o dependență așa o... ca și cum tu nu poți trăi, tu nu poți fi fericit, nu poți fi fericită dacă nu ești împreună cu persoana asta, e așa o dorință din aia arzătoare o obsesie pentru omul ăsta Ți-ai creat o obsesie pentru cineva sau pentru ceva? E obsesivă treaba. Cinciul de monede. De ce te simți tu pierdut, pierdută? Din lipsă de dragoste, pentru că simți că nu ai putere. Dacă nu ai iubirea asta, despre ce am vorbit mai devreme, dacă nu ai iubirea asta, te simți pe lângă, te simți abandonat. În alte cazuri, e posibil să nu spese, pentru că ai cinciul de monede, da, să nu spese dacă ești sărac lipit pământului sau săracă lipit pământului, atâta timp cât ai dragoste. Dragostea ție îți dă putere, îți dă energie, îți dă vitalitate. Foarte atașată de, de, de ori de o situație, ori de cineva, ai creat un idol din cineva, ți-ai făcut un idol. Și ce mai ai aici? Și simți nevoia să renunți, au de cinciul de... adică simți nevoia, tu ai cam vrea, într-un fel sau altul, să să lași în urmă, să poți să te eliberezi. Aici văd eu, ar fi un soi de eliberare, dar vezi tu că tu nu poți încă. 5-ul ăsta normal, dacă pica în poziție normală, era mai bine decât dacă pică invers. Atunci când pică invers, încerci cumva să... Deși știi că nu e bine pentru tine, să eviți să te eliberezi, da? Eviți să te eliberezi, pentru că ți-aduce bucurie. Ți-aduce foarte multă bucurie cu soarele aici foarte multă bucurie. Și nu te poți elibera, logicii că nu, pentru că nu vrei. E ca și atunci când un fumător tu zice, măi, m-aș lăsa de țigări dacă aș vrea, dar nu vreau pentru că îmi place, sau un, unul care consumă alcool sau anumite substanțe, știi? Nu vrea dacă nu... Și asta simți tu, că dragostea asta îți dă ție putere, că îți dă energie, că îți dă vitalitate. Bun, am văzut situația, deci asta cam ar fi situația. Și hai să vedem totuși nu mă interesează ce, nu o să mă uit, de fapt nu mă interesează, dar nu, nu, o să mă uit la ce simți tu pentru o anumită persoană sau, ci pur și simplu o să mă uit la cealaltă persoană, persoana asta de care tu ești agățat așa cumva sau agățată, energetic vorbind, de care tu nu, nu că nu poți, nu vrei să te eliberezi pentru că ți aduce bucurie. Și hai să vedem, persoana asta este la fel de entuziasmată de tine sau este la fel de atașată? Persoana asta trece, văd prin niște schimbări radicale în acest moment. Și liniștit, liniștită în legătură cu tine. Și roata norocului este niște schimbări aici. Îți niște schimbări radicale. Hai să vedem ce simte persoana asta. Momentan, văd că încearcă să-și găsească liniștea și pacea interioară. Să vedem ce simte în acest moment pentru tine. Simte că vrea să vină să-ți facă o propunere. Vine cu ceva serios sau cel puțin are un plan. Dar are niște obstacole, are niște greutăți, nu poate să așteaptă o șansă, nu poate să ajungă la tine sau nu poate să facă acest lucru. Văd că momentan stă, stă în pauză, iau -te, stă. Ori voi doi sunteți în pauză, pauză de comunicare, pauză între voi doi, ori este o distanță aici, ori. Uh, văd că are de gând, da? să facă ceva serios în legătură cu tine, pentru că avem cavalerul ăsta de monede, dar ce simte pentru tine? Simte să creeze ceva, să-ți ofere ceva, să-ți ofere un dar, poate, să-ți spună ceva, să vină către tine cu o surpriză, cu o bucurie, să prindă această șansă, ocazie, oportunitate. Dar, sau în alte cazuri, acum dacă știți că sunt și triunghiuri amoroase, pentru că șasele de monede e atunci când persoana respectivă împarte și în stânga și în dreapta, adică cumva încearcă să se împarte în două, în două. Să se împartă în două. Și asta îi se pare foarte greu. Dar haideți să vedem, totuși. Haideți să mai vedem. Mai vedem ceva informații. Ce mai avem aici? Împăratul, oi, oi, oi... Și șasele de cupe. O persoană foarte importantă. Împăratul șasele de cupe. O persoană extrem de importantă. Care... Acum nu știu dacă e atitudinea voastră sau are în preajmă pe cineva foarte uh, tăios, așa ca o regină de spade, sau poate voi aveți atitudinea asta față de această persoană. O să vedem ce cu regina asta de spade. Sunteți voi? Este cineva din preajma acestui om? Sau uh, este atitudinea acestui om vis-a-vis -vis de voi? Da? Foarte tăios, re respingător și așa, fiu, la subiect. E, mai vedem o carte. Nouăle de cupe, o persoană egoistă, cineva care e destul de egoist. Posibil ca persoana asta să aibă pe cineva în preajmă, așa. Și regina de cupe și zecele de... Oh, oh Posibil pentru unii să vorbim aici despre două persoane. Nu vă neapărat triunghi amoros, ci o altă situație. O altă situație. Mm. O regină de monede și o regină de cupe. Foarte interesant. Și un 10 de monede. E vorba de o afacere, de o familie puternică aici, poate și un copil este implicat la mijloc. Um, nebunie, nebunie, dar omul ăsta văd că încearcă să-și schimbe soarta, să-și schimbe destinul, să se întoarcă roata. Tot ce se gândește acum este să-și găsească liniștea și pacea interioară și să-și găsească liniștea, poate că alături de voi în unele situații, poate chiar alături de voi și văd că are de gând să vină cu o propunere. Și hai să vedem noi ce propunere are de gând să vă facă sau... Se teme momentan de un refuz. Deci tare este frică să nu fie refuzat, refuzată. Ia iarăși doiul de cupe. Logic. Cu gândul la voi și... Marea să întoarsă. Asta înseamnă că ceva secret iese la iveală. Veți afla în curând sau foarte curând veți descoperi ceva și se teme de un refuz, se teme să nu fie dezamăgit, dezamăgită. Nouăle de băte planuri. Ceva îi încurcă planurile, clar. Ceva îi încurcă planurile. Aici posibil să fiți voi, regina de băte și o legătură pe internet în unele cazuri, sau este foarte curios omul ăsta în legătură cu o regină de băte, uh, o, o persoană din trecut plânge după trecut, iau -te, se uită în spate, se uită în trecut, încă mai are legături din trecut. Nu neapărat că plânge cât mai are legături din trecut, cât mai are lucruri nerezolvate încă. Ar veni cu o ofertă către voi, cineva, văd, dar momentan nu poate să facă absolut nimic pentru că există niște blocaje, pentru că se teme să nu fie refuzat pentru că se teme să nu se afle un secret și hai să văd eu acolo mare Preoteasă, să cei cu ea, justiția. E complicată situația, e foarte complicată aici la voi și e foarte interesant. Sunt lucruri pe care omul ăsta le are de rezolvat. Deci nu poate, ar vrea și ar dori, simte nevoia, necesitatea aceea să vină către voi, să vă facă ori un dar, ori o propunere, ori uh, să creeze ceva alături de voi, vedeți, dar cumva are lucruri de rezolvat. Sunt chestiuni pe care trebuie să le rezolve. Și sunt mai multe energii feminine implicate, văd, în toată povestea asta. Avem un împărat, deci avem un personaj destul de important pentru voi, cel puțin. Cineva pe care voi l-a spus aici pe un piedestal, din câte văd. Avem doiul de cupe și avem șasele de cupe, o energie de suflet pereche. O persoană specială. Uh, care, na, e posibil să fie implicat în mai multe lucruri de care trebuie să se scape sau pe care trebuie să le rezolve. Și să văd aici, voi doi. Treiul de spade. Aute. Treiul de spade, păi durere. Treiul de spade vine cu durere. În suflet, cu răni, cu nefericire și cerere de scuze. Da, am impresia că e genul acela de energie, cam asta văd eu aici, că ar fi genul acela, uite, și nouăle de, de băte. Genul acela de persoană care ori întârzie, ori, e, că e un întârziat aici din câte văd, ori întârzie, ori mint, nu văd neapărat să mintă, ci are, ascunde niște lucruri, uh, sunt niște blocaje, este ceva ce îl ține pe loc, uh, nu vă să mintă pentru că avem aici nouăle de bâte, deci persoana asta întâmplă niște greutăți, și vă și spune lucrul ăsta, vedeți? Rănește sentimentele, vă rănește vouă sentimentele, vă rănește sufletelul și apoi e genul acela care vine și-și cere scuze și spune, păi stai că n-am putut, îmi pare rău că te-am rănit, dar nu am putut să ajung la timp pentru că am avut anumite blocaje, am rămas, nu știu, blocat în trafic sau temiri, dau și eu un exemplu banal. Uh, și are pretenția să-l și credeți, da? Vine așa cu poziția ghiocel, cumva persoana ești tare cu capul nori, așa pare, sau așa cel puțin vrea să pară în fața voastră, vine așa cu tot felul de scuze, cu la la la, și într-adevăr are niște blocaje, dar are și niște ceva legături ascunse din trecut. Există totuși ceva legături ascunse din trecut. Să vă patru de spade, cei cu pauza asta între voi. Șansa pe care o așteaptă iau te șansa asta. Sau faptul că împarte în două părți, că se împarte când cu voi este, când cu altcineva. Vedeți, aici am văzut regina de cupe și regina de monede. Aici vă regina de bastoane. Deci, cumva se simte... Se simte că trebuie să împartă și în, în trecut. Mai are pe cineva din trecut. Nu și-a rezolvat problemele, n-a încheiat. Nu e liber omul ăsta. Bun. Persoana de care voi întrebați, egoistă, iau-te ușor egoistă, dar nu ușor, ușor mai mult. Ori cam place păhărelul, pentru că avem de două ori nouăle de, de cupe. Ori cam place păhărelul, ori e o persoană care se cam gândește la sine. Da, face ce face, iese basma curată, dar se cam gândește la sine așa. Acum s-ar putea ca aici să fie atitudinea voastră, regina asta de spade. Cu capul în nori, deși este un împărat da? nu că am impresia că are mai multe opțiuni posibil să nu fie cu capul nori și să fie mai multe opțiuni și atunci să aibă de unde are balta pește are de unde să aleagă uh. ah, și o luptă aici lupta probabil că e a voastră o luptă sau se luptă mai multe persoane pentru acest individ sau individă șasele de cupe spânzuratul lucruri ascunse, stagnare și șaptele. Mm -hmm. șaptele de spade. Măi, 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 ce complicație ai aici la voi. E complicată rău treaba cu voi. De fapt, nu e așa complicată. Aici cam asta e ideea. Văd o energie masculină, posibil, da. Împăratul de, de obicei este energie masculină. Înconjurat de foarte multe regine. Șaptele de cupe, clar, care are opțiuni de nu mai știe de capul lui. Cumva ar vrea să creeze ceva serios cu voi, dar nu e sigur, pentru că are balta pește și încă se mai gândește că are multe de ales pe aici, are probleme de rezolvat din trecut, are doi de cupe în trecut, are de doi de cupe în viitor, deci cumva el are mai multe personaje, are mai multe opțiuni. Și ce mai văd aici? Văd că în mintea sa acum vrea să transforme ceva, să schimbe ceva, să se schimbe roata, să își găsească pacea, liniștea interioară, ar cam vrea să se împace cu voi, din câte văd, pentru că avem de două ori pajul ăsta de, de cupe, da? Ești un pic așa e cu picioarele pe pământ, e o persoană pragmatică din câte văd, pentru că avem împăratul care e destul de stabil el, sau are o afacere, sau, na, e o persoană importantă, să zic, sau poate e important pentru voi, că și asta contează, dacă e o persoană importantă pentru voi, este în energia asta a împăratului, da? Dacă voi l-ați spus acolo pe un piedestal și nu ați uitat să-l mai dați și jos. Hmm. Numai că voi vă văd așa că vă învârtiți în cer cumva și văd că ați luat totuși atitudinea regine de spade. Ia să văd de ce faceți voi aici cu atitudinea asta. Totuși, nu sunteți sigure, doamnelor, în special, aveți frică, teama, teama că, că ce? Că o să fiți una din opțiunile lui? Sau că teama că dacă o să luați atitudinea asta de regină de, de spade, având mai multe opțiuni, automat îl îndepărtați? Posibil și asta, da? E o frică aici, o teamă așa să nu... Și nu știți sigur, oare ar trebui, iau te. un conflict interior. Voi simțiți că ceva nu e în ordine, voi simțiți... Da, și iar pauză. Când vă calmați, când vă liniștiți, când aveți conflicte interioare, când apare un soi de gelozie, competiție, v-ați cam săturată impresia de, de energia asta. Și atunci intrați într-o pauză, într-o așteptare și regele de bâte. Ia uite pentru că voi știți regele de bâte și nouăle de cupe clar, e o persoană arogantă, cu nasul pe sus mmm, oare se merită? și nu e singur nu e singur, iau -te. nu e singur măi, nu e, nu e ok na ia să văd de -o. ce simțiți voi pentru omul ăsta vă regina de cupe totuși, ha să vedem că ați depus efort foarte mult că ar fi persoana potrivită pentru voi da. Că ar fi persoana potrivită, că indiferent de situația care ați avea alături de această persoană, ați fi în stare, văd eu aici, să munciți pentru omul ăsta, să colaborați împreună, să mergeți împreună pe același drum, să creați ceva. Dar tot ce vreți de la persoana asta este dragoste, este afecțiune, este iubire. Și văd că omul ăsta are cu totul altă energie. E, e complicată treaba cu voi complicată rău. Hai să vedem ce ar trebui să faceți și că n-am ce să fac, cam asta este. Omul are multe opțiuni, momentan bă, că jonglează aici între ele, nu neapărat că jonglează cât are de unde să aleagă și e foarte nehotărât, așa e. Dar aici ce am întrebat, când am întrebat ce simte pentru voi, clar, um, văd că vine către voi cu o ofertă până la urmă, dar se teme, sau ar dori să vină, dar se teme cumva, se teme se teme pentru că v-a rănit și ar cam veni așa cu cerere de scuze, cu să îndrepte situația, să se întoarcă roata, să schimbe ceva, dar momentan nu știe ce să facă. Să vină, e cam frică de atitudinea voastră, că voi aveți așa o atitudine de regină de spade. Știe că iubiți, că am văzut regina de cupe clar că știe că iubiți, dar în acest moment nu e sigur nu e sigur, nu e sigur ce să facă. Să mă duc, să nu mă duc, parcă știi cum e. Chiar citisem acum vreo două zile pe Facebook, nu mai știu pe unde am văzut, că atunci când o femeie spune, lasă că vorbim acasă, nu te mai duci acasă, e cam așa simt și eu aici. Da? Ceva de genul. Voi probabil că i-a spus, lasă că vorbim, vorbim noi. Și nu mai vrea să vină. S-a speriat așa un pic. Ia să vedem ce ar trebui să faceți voi, cum ar trebui să abordați situația. 10 de băte și patru de, de, de monede. Oh, oleo. Aici ar fi așa un fel de amânare, de agonie, dar <gântu> -s> nu sunt de acord cu sfatul ăsta. <gântu -s> și 5 de monede, iar, o, oh, Doamne. Și regele de cupe. Ah, ce ar trebui să faceți voi? Păi e greu aici ce ar trebui să faceți voi. Sau, na, nu știu, da eu nu văd dau asta ca și sfat, nici n-am cum să zic așa ceva. Nu-l văd ca și sfat, ci din contră. Din contră. Eu cred că ce ar trebui să faceți să, să nu mai faceți aici. Dar, pentru că aici ies niște cărți foarte grele. Cât să mai aștepți, știi? E ceva de genul. Cât să mai aștepți, cât să mai suporți, cât că omul ăsta nu știu dacă se mai... Aveți aici un rege de cupe, hai să vedem totuși ce cu regele ăsta de cupe și iarăși nouăle de cupe. Voi aveți de face cu o persoană foarte egoistă, nu egoistă, foarte egoistă, sau care consumă alcool și aia poate fi... sau ceva substanțe, da? Ia uite. Fericire aici cu un rege de cupe, dar împăratul este opusul regelui de cupe. Măi, cred că mai este un personaj în preașma voastră, eu cred că mai este cineva. O persoană care pare a nu fi potrivită pentru voi, că e o persoană care se chinuie aici, care trece prin greutăți, o persoană care are foarte puțin. Uh, persoana amărâtă, așa să zicem, da? Că aici e o persoană amărâtă, abătută, de soartă, de viață, de tot. Dacă o persoana asta voi v-ați găsi fericirea, deci cam așa arată treaba. Numai că voi, ia uite, și faetonul. Da, cred că cred că împăratul ăsta nu e persoana potrivită pentru voi, vă spun sincer. Și roata norocului. Uh -huh. Și asul de cupe. Măi, 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 măi. Deci dacă voi căutați și aici la capătul cărților iaute, avem marele preot. Eu cred că este o altă persoană. Personajul care mi-a ieșit mie aici e... Nu e persoana potrivită, da? Nu e persoana potrivită pentru voi. Dar, în schimb, la sufletul vostru, știi cum e aici? Dacă v-ar da Dumnezeu sau vă dă Dumnezeu pe cineva după sufletelul vostru, aveți un rege de cupe în preajmă. Aveți pe altcineva sau apare altcineva în viitor. Eu nu pot să dau ăsta ca și sfat, da? Să te chinui aici și să aștepți ce să aștepți. N-ai ce să aștepți. Că omul ăsta are opțiuni. Omul ăsta nu e pentru tine neapărat. Mm -mm. Nu e. Dar în schimb, există posibilitatea să ori să întâlniți pe cineva, ori aveți deja pe cineva în viața voastră care promite, da, fericire, chiar dacă o să vă fie greu, chiar dacă o să aveți puțin, chiar dacă na, da, din punct de vedere financiar nu o să fie chiar tocmai bine, pentru că nu vă oferă stabilitatea pe care vă oferă um, împăratul, persoana asta, persoana de care voi ați întrebat, dar în schimb personajul ăsta vă oferă dragoste, oferă iubire, oferă căldura căminului, te vei simți acasă. Și asta e cel mai important atunci când ai sentimentul acela de acasă de apartenență, de, de dragoste. Cineva care vă poate fi alături. Cred că e cu totul altcineva. Ca și sfat, cred că ai ideea. Da? Să vă... Mai bine te chinui cu un om pe care îl iubești decât să stai după un om care are foarte multe opțiuni. Sau care te iubește, mai bine spus. Pentru că aici e un om care te iubește. Nu știu dacă și tu simți la fel. Bun, drăguților, foarte bizară cita citirea voastră. Uh, cred că a spus pe un piedestal pe cine nu trebuie, cam așa mi iese mie și vă tot învârtiți într-un cerc din care ar cam trebui să ieșiți, e ca un giratoriu așa din care tu nu mai ieși. Bun, v-am pupăcit, numai bine, ceau, ceau!